Vineri 22 aprilie, echipa de fotbal SCM PETROTUB Roman a evoluat în deplasare în cadrul etapei a 21-a a Ligii a 3-a de fotbal, seria 1, pe terenul Aerostar Bacău. Deși fotbaliștii romașcani au dominat meciul pentru a treia oară la rând în ultimele 3 etape, SCM PETROTUB are parte din nou de un penalty în minutul 90. Tabela a arătat la final 2-1 pentru gazde. Pe final, din două greșeli, hai să zic, da, colectivi. Atât au avut și ei și uite că ne-au dat două goluri. Așa a fost un meci echilibrat, dar cu un plus pentru noi la ocazii. Etapa viitoare, vineri 29 aprilie, SCM PETROTUB primește pe stadionul Moldova din Roman vizita liderului seriei 1, Sepsi Sfântul Gheorghe.